Legea Seratii rămâne personalitatea. Omul care a realizat personalitate înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. În această seară la serata muzicală, Iosif Sava are 2 distinși invitați. Alexandru Paleologu, scriitor, critic literar, ambasador al României în Franța, și Dorin Tudoran, poet și publicist, un cunoscut dizident politic. Bună seara pentru serata noastră. Am drept invitați astăzi 2 marcanți reprezentanți ai intelectualității noastre. Pe domnul Alexandru Paleologu, semnatorul atât de cunoscut în viața noastră prin alta intelectualitate, prin demnitatea de o viață, prin 10 de lucrări, prin cărți din dimensiune care înseamnă ceva pentru cultura noastră, am câteva aici. Mereu îmi place să le arăt, pentru că tinerii au nevoie, măcar în biblioteci, să ducă să găsească. Aceste cărți sunt foarte puține, pe lângă multe altele pe care domnul Alexandru Paleologu ni le-a oferit în ultimele decenii, Alchimia Existenții. Îndreptați o cameră și să se vadă cartea, e foarte important pentru tinerea asta. Simțul practic, ipoteze de lucru, o carte de Sadoveanu despre care discutăm atâta și cât când 7-8 scoasă la Cartea Românească, Treptele Lumii sau Calea către Sine a lui Mihail Sadoveanu, așa ar trebui să-l înțelegem pe Sadoveanu, cum înțelegea domnul Alexandru Paleologu încă în 1978, nu așa cum doresc unele spirite extremiste astăzi să-l arunce din covata gândirii și scrisului românesc pe marele scriitor care a fost Mihail Sadoveanu. Domnia sa, domnul Paleologu, a mai fost oaspetele nostru. Îl știți, nu trebuie să mai spun niciun de cuvânt, îl știm din activitatea în cetate, îl știm din moderația sufletului său și ne bucură înainte de toate cu un om care a împlinit anul acesta și ar fi trebuit să sărbătorim în mod special 75 de ani, este alături de noi și o lumină pentru oamenii tineri înainte de toate. Însă că se găsește pentru prima oară cu noi aici în studioul Seratii și în studioul discuțiilor în plan cultural, domnul Dorin Tudoran, un om care a răscolit țara în 1984, vorbind atunci în București despre faptul că Ceaușescu se găsește în punctul maxim al unei dictaturi personale. Din păcate pentru noi, dar poate din fericire pentru dumneavoastră, în 1984, cred, a părăsit țara. A plecat cu greu, o povestește asta într-o carte de bună voie, autobiografia mea. A părăsit țara în 1984, e american acum, deși pe o carte de vizită văd înscrisul director pentru România și Moldova, fundații internaționale pentru sisteme electorale. Dorin Tudoran e un om care a făcut o carieră strălucită în Statele Unite ale Americii. Autor a 16 cărți, am să mai vorbesc despre ele. Autor la anii de după decembrie a 2 publicații excepționale, spun eu, Agora și Meridian, prin
valorile lor intelectuale, dar din păcate dispărute de pe piață. Am ultimele numere. Cu acest număr Agora își încetează apariția și am ultimul număr la Meridian. Cu acest număr Meridian își încetează apariția. Poate o să ne explice domnul Dorin Tudoran. Domnul Dorin Tudoran a făcut, vă spuneam, o carieră strălucită în America. A predat la mari universități. La Connecticut, la Universitatea din Connecticut, a fost profesor continuu, dar restul a ținut lecții și la John Hopkins University din Washington, la Bloomington, la Middleton, la Philadelphia, la Hartford, unde a stat, cred că, mai multă vreme. În Germania, în Italia, are 16 cărți, foarte multe cărți de poezie. Eu am o carte veche, cred că tipărită încă în anii 70, la editura Jonimia din Iași, în 78, da, o carte cu interviuri, biografia debuturilor, în care cred eu că găsim adevăratele gânduri ale tinereții domniei sale despre mari intelectuale ai țării, contemporan cu dumnealui. E născut în 45, undeva prin Argeș, știu că iubește acele pământuri, găsiți în poezie această idee și o găsiți în această carte în care explică despărțirea de țară. A urmat Facultatea de Filologie în București și a fost coleg de grupă, mă amintesc eu, cu Constanța Buzea, cu Adrian Păunescu și cu Ion Alexandru, oameni care sunt alături de noi. Acum s-a despărțit, folosesc un termen al domnului paleologu, al UNESCO, intitulat Despărțirea de noi, ca frumos, așa. Nici un muzician nu s-a despărțit niciodată, dar literații se despart mereu între ei. Nu găsesc întreaga istoria muzicii o despărțire. Toată lumea se continuă. Dar am mai discutat cu domnul paleologul despre această despărțire de noi, ca nu. S-a despărțit de colegii săi de grupă și e un intransigent, e un iacobin, aș spune. Ați revenit în țară pentru că vă ocupați din partea unei instituții americane. Dar eu tot șocant v-aș întreba, de ce nu stați alături de noi în vremuri atât de grele, cum e definiți dumneavoastră? Nu cred că cineva, nici în această sală, nici în această țară, are dreptul să întrebe un om ca mine sau ca Paul Goma, de ce nu ne-am întors în România. Nu mi-aduc aminte ca cineva să fi încercat în perioada în care eu trebuie să plec din această țară, dacă vă amintiți bine, nu că am vrut. Practic am fost expulzat, dacă vă amintiți. Forma la care s-a ajuns de plecare, firește că am fost alta. Dar au fost și momente de împăcare. Da, te povestiți chiar dumneavoastră. Da, nu cred. Care vi s-au văzut reviste, vi s-au văzut posturi? Domnule Sava, eu spre deosebire de alții, m-am gândit că nu e bine să te lași cumpărat în viață. După ce acuzasem regimul Ceaușescu, de ce l-acuzasem? Ce ați fi spus dumneavoastră, intelectualul și agitatorul de cultură superb care sunteți, despre Dorin Tudoran? Ascultând timp de 3 luni, până ieri seara, articolele lui considerate fulminante la Europa Liberă sau la alte posturi de radio, ce aș fi zis dacă a doua zi, după ultimul episod al unui serial de acesta, Dorin Tudoran ar fi devenit director la Contemporan? Cred că întrebarea pe care mi-aș fi pus-o atunci aș fi fost cu mult mai dură decât cea pe care mi-o puneți acum. Eu cred că un om ca mine încă poate face mai mult bine din afară decât dinăuntru. Poate am fi avut noi nevoie de Dorin Tudoran în perioada 1984-1989. Poate avem acum nevoie de tot Dorin Tudoran. Nu cred și că... poate că vă gândiți că e mult mai greu de trăit aici decât la Washington, nu? Ca intelectual, ca agitator de cultură, ca creator de mare cultură, cum sunteți dumneavoastră. Nu vă dau numai exemplu domnului paleologul care s-a întors din Paris, unde a fost ambasador, a rămas toată viața aici cu noi și înainte de 1989, vă pot da sute de alte exemple. Eu, după ce am stat câțiva ani în Franța, unde, evident, Franța este pentru mine, ca zic așa, prenatal aproape, o a doua patrie, și este cultura care, în plină ușa românească, este cea mai implicată în conștiința mea, m-am întors în țară
la momentul în care nu eu am decis, ci destinul a decis, și când m-am întors, am regăsit cu imensă bucurie Bucureștiul acesta, care este așa de degradat, așa de inspirat, atâta dezgust multora dintre prietenii noștri, trăitori în București sau care s-au întors în București după o lungă absență. Mie îmi place enorm acest București, așa cum este el acum, nu-l doresc să rămână, așa firește. Dar așa cum este el acum, regăsesc în el toate urmele, toate testimoniile a ceea ce am apucat în copilărie și adolescență, când București este cel deschis de Paul Morand. Și îl văd încă acum ca pe o bătrână toamnă, amintindu-se de frumusețea ei de odinioară. Da, domnule Bariologu, poetic sunteți în totul și patetic, într-un fel, în această dragoste pentru București sau pentru alte orașe ale țării. Un om de cultura dumneavoastră nu poate trăi decât pe pământul în care și-a... Nu. A, dumneavoastră, apelați la o categorie ambiguă de această dată. Destin, eu mereu citesc pe Heraclit, destinul e în noi. Noi ne păurim într-un fel. Nu, nu, nu cred deloc că avem, eu nici nu cred deloc în liberul arbitru, decât că este o iluzie necesară. Da. O iluzie fecundă, o iluzie stimulatorie. Și nu orice om are destin, dar un om care crede în destin începe să aibă unul. Fatalitatea e în noi, domnule? Nu e fatalitate, destin, providență, nu fatalitate. Nu e același lucru. Știu, dar providența asta, cine o toarnă în noi, domnule? Un inițiat ca dumneavoastră trebuie să răspundă și la întrebarea asta. Pentru mine întrebarea e foarte ușoară. Aș răspunde așa cum a răspuns c'est l'homme, răspund c'est Dieu. E ușor să răspundem. E foarte greu. Ah, ce bine am fi să avem 75 de ani și asemenea răspunsuri totdeauna la îndemâna noastră. Bine, domnule, haideți încă o idee să pășim. Eu cred, sunteți satisfăcut, domnule Doran, de răspunsul domnului Bariologu, într-un fel, nu? Sunt chiar mândru. Poate să mă pun o întrebare. Noi am titorit-o cultura, ci indiferent de tot ce s-a întâmplat, pe planul destinului individual, nu? Domnul Iosif Șava, mi-ar conveni să ader la această părere, că noi totuși, prin ce am făcut mai mult, mai puțin, mai bine, mai rău, mai eșuat sau mai reușit, în cultură, mi-ar conveni să ader la părerea asta, dar nu o pot împărtăși decât poate într-o măsură moderată. Civilizația este doctoratul culturii. Adică cu cultura are orice trib, de oriunde. Nu poate lipsi cultura dintr-o comunitate umană. Chit că este o cultură de transmisie orală sau de să zicem folclorică, deși și cu folclor trebuie să mai nuanțăm, dar acolo unde nu este o civilizație, adică o articulație în social și în istoric a spiritului și a aptitudinii, a potențialității creației, și unde nu se constituie acel background pe care realmente se poate întemeia ascensiunea intelectuală. Eu, de pildă, am învățat cu vârsta. Înainte aveam și eu un dispreț facil, superficial, pentru oamenii mediocri din lumea din care făceam parte. Snobii, francofonii și anglofonii mondeni, și așa mai departe. Mai târziu mi-am dat seama că nu aveam dreptul să-i disprețuiesc. E foarte importantă o lume care există, niște mediocri, care știu ca lumea o limbă străină sau două, care știu să se îmbrace, știu să stea la masă, știu eventual să întoarcă foie unei partituri cuiva care cântă la pian, care știu să danseze. E foarte important. Chiar dacă sunt mediocri, pe acest teritoriu se poate naște o cultură importantă și fecundă, pentru că ne saltă la un nivel dincolo de, cum să spun, de ritmurile telurice, din care fatal facem parte, de care nu trebuie să ne separăm, de care trebuie să ne distanțăm. Da. Da, dar e discutabil și știți la noi. Iar la noi, în perioada ca să la Culian, la noi, în perioada aceasta de 50 de ani, 45 de ani, cultura s-a făcut evident. Civilizația a fost distrusă.
Și fără civilizație, cultura noastră este o aventură individuală în grup. Da, asta a fost destinul tuturor țărilor din Est, nu? Deci civilizația rusească n-a existat. Nu chiar. Nu, nu știu, aici nu știu. E foarte complicat. Da, dar nu civilizația se poate numi civilizația rusească, nu? Cu toate că de la Bulgakov și Shostakovich la Solzhenitsyn și Zaharov, nu? S-au creat asemenea valori uriașe, nu? Care au marcat din plin secolul. Și civilizația, Sabatică, vorbim de rusească. Există o rusofobie care s-a născut nu numai în perioada comunistă de 70 și ceva de ani, dar de ultimii două secole sau trei, datorată cinismului politic al megalomaniei imperiale rusești. Și asta ne-a făcut să eludăm mereu potențialul formidabil intelectual al rusilor. Toate țările din restul Europei, Rusia inclusiv, Polonia, țările baltice, noi, ungurii, bulgarii, albanezii, suntem acuzați acum de occidentali că suntem naționaliști, că la noi apare un fel de delir tribal, naționalist, xenofob și așa mai departe. Și spunea Bronislav Geremek la Paris, cu ocazia unui odios colocviu internațional numit Europa și triburile, nu este posibil ca niște țări europene să poată participa la reconstrucția Europei întregi, nu unei jumătăți de Europa care este mai occidentă, fără a-și recupera memoria colectivă și conștiința națională extirpată și falsificată. Și această recuperare nu este nici senină, nici moderată, nici diplomatică. Implică excese și paroxisme. Trecem prin această perioadă, dar a ne pune la colț și a ne pune carantină, din cauza că vedem atac fenomene, este o incompetență morală în care eu văd că occidentalii sunt actualmente foarte străluciți. Incompetența morală este foarte mare la oamenii care decid și cultura și politica mondială din Occident. Și spuneam așa o frază a unei, adică un sintagmă, care a vrut să pun ca titlul unei cărți, când eram în Franța. Apoi o voi pune titlul acestei cărți, va apare românește, sper în curând. Occidentul e în Est. Aici în Est, și nu numai în România, s-a făcut închisoare, s-a riscat și chiar pierdut viața, s-a suferit enorm, inimaginabil, suferințe fizice pentru limba franceză, pentru Platon, pentru Dante, pentru lucrurile acestea. Noi niciodată n-am asumat acel odios și stupid slogan care suna Better Red Than Dead sau Better Rot Als Tot. Noi, am socotit că fără valorile europene pierim. Și ca să nu pierim, le-am păsat cât am putut. Asta este o acțiune de civilizație care s-a menținut cel puțin la această formă pasivă, dar tenace. Domnule Tudoran, marea noastră cucerire pe care voi, americanii, nu știți, este libertatea. Domnule Saba. Faptul că noi putem vorbi, faptul că Iosif Saba aici, în ultimii ani, spune tot ce dorește cu interlocutorii lui, un lucru e imens. Este. Înțelegeți? Și asta trebuie să argumentăm că avem toate drepturile. Putem spune orice. Aproape când vine să vă felicit. Nu. E același rată, noi spunem orice. Și pentru asta merită să trăim. Știți că există un cântec senzațional al lui Chris Christopherson, cu un text în care spune că uneori libertatea nu este nimic altceva decât că nu ți-a mai rămas nimic să pierzi. Există feluri și feluri de libertate. Una esențială. Aceea în care trecem dintr-un sistem de semnalizare, ca să revin la Pavlov, la alt sistem de semnalizare, și în momentul în care putem rosti, toate complexele noastre freudiene dispar și putem să fim... Ascultându-vă duminică de duminică, m-am gândit la năstrușnica întrebare, ce ar fi ca niște buni prieteni al lui Iosif Sava să-i propună această idee la o serată muzicală. Iosif Sava să fie invitat și întrebat. Sunt întrebat. Mie mi-ar place să vă invit la o serată muzicală. Invitat Iosif Sava și să încep cu întrebarea: ce credeți, domnule Sava, despre Ministerul Culturii astăzi în România și despre cum ne ajută el? Am spus-o de zeci de ori. Iar în legătură cu americanul, aș vrea să vă informez în mod oficial că eu sunt cetățean român. Am un pașaport român. Am și un pașaport american. Și că bănuiesc că simt
destul de bine românește. Da, iertați-mă întrebările mele, domnule. Nu, nu. Am impresia că m-au supărat, dar nu. Eu nu creez show-ul necesar ca să rezist o concurenție americană pe care o am și pe care mi-o asigură televiziunea română lăsându-mă pe programul 2, nu? Atunci eu trebuie să creez show-ul și trebuie să provoc și trebuie să creez antipatie. Unii mari părți a publicului, dar n-am ce face. Tot ce doresc este succesul american, nu? Bine, frumoase teze lansate astăzi. Aș vrea să discutăm puțin în legătură cu tema care mi se pare esențială de abordat cu două persoane, atât ca dumneavoastră. Am acest număr din Agora, ultimul număr, numărul 2. Aș vrea să discutăm puțin despre intelectual, că acest număr e dedicat intelectualității. Auziți cum definiște un colaborator al dumneavoastră, domnule Tudoran, intelectualul modern. Intelectualul corifeu al măcelarilor totalitari și, de exemplu, al lui Sartre, lui Neruda, de Marchez. Intelectualul măcelar, și-o citează pe Lenin, pe Trotsky, pe Bukharin, pe Pol Pot. Intelectualul vândut măcelarilor, și-o citează pe Șorovul. Intelectualul topic, bine intenționat, dar cu capul nor, și-o citează pe Havel și Matovietski. Intelectualul naționalist, și face concesii șovinismului, și-o citează pe Gamsa Gurdia. Intelectualul luminat și democratic, care își folosește cultura și inteligența în numele practicii democratice și progresului real, și o citează pe Gallegos în Venezuela, pe Sarmiento în Argentina. Pentru tot acest timp intelectual, populația a avut puțin de ales și încă mai puțin de preferat. O injur e, domnule, la drept vorbind împotriva unei asemenea tipologii. Eu știu ce să spun dumneavoastră ca iubitor ca vechi, de intelectual. Nu, ca vechi gazetar. Știți că un editor nu împărtășește întotdeauna opiniile celor pe care îi pun. Dar datoria lui Sfântă este să lărgească pe cât se poate de mult sfera punctelor de opinie, a opiniilor, a punctelor de vedere. Am făcut acest ultim număr dedicat intelectualității, plecând de la o constatare a unor politologi occidentali care aveau dreptate, care spuneau, ce curios, în orice țară din fosta Uniune Sovietică sau din țările satelizate până mai ieri Moscovei, cu oricine stai de vorbă, toată lumea se consideră o victimă. Clasa muncitoare îți poate dovedi de ce este o victimă. Intelectualii îți pot dovedi de ce sunt victime și așa mai departe. Practic fiecare, dacă îi asculți în partea, au dreptate. Este absolut adevărat, cred, observația este bună și cred că sunt încă destul de puțini intelectuali în aceste țări care știu să facă față unor timpuri foarte grele și imprevizibile în desfășurarea lor. Există un soi așa de a te plânge permanent și de a te lăsa victimizat, de a te considera apoi victimă. Când adevărul deseori stă undeva la mijloc, multe victime, după cum realizăm acum, n-au fost doar victime, au fost... E o poveste veche, hai să ne întoarcem doar la Hannah Arendt, care și-a ridicat atâția evrei împotrivă cu acel Eichmann la Ierusalim, în care nu spunea că trebuie să recunoaștem că uneori și victimele sunt de vine. Mi-aduc aminte că un bun prieten de-al meu intelectual român mi-aducea aminte acea vorba lui Lătreamu, mi se pare, care spunea că o singură picătură nevinovată, de intelectual nevinovat, poate tulbura apa unui ocean. Problema este că intelectualul a uitat că și o singură picătură de intelectual vinovat poate otrăvi apa unui ocean. Și în acest sens aș vrea să vă spun că unul din textele extraordinare, puținele care au apărut ca analiză după 89 despre situația intelectualilor și mai ales a celor care s-au opus sub o formă sau alta, aparține unui fost dizident, fost cetățean român,
aruncat din România de Nicolae Ceaușescu în Ungaria, arestat și în Ungaria, în piață și peste tot, devenit apoi membru al Parlamentului, un filozof încă tânăr, cam de aceeași generație cu Vladimir Tismăneanu, este vorba de prietenul nostru, Gaspar Miklós Tamás, care a publicat acum un an și jumătate un articol în Times Literary Supplement, care este cel mai dur articol împotriva dizidenților din Europa Centrală și Răsăriteană. Dur în sensul că este cel mai exact, în care dovedește de ce noi nu am fost decât pe jumătate pregătiți. Și anume, am fost pregătiți să spunem de ce totalitarismul nu era bun. Dar nu am fost, cu mici excepții, mai niciunul pregătit să punem pe picioare ceea ce urma să vină. Da, domnule Tudoran, problema esențială rămâne asta. Haideți să centrăm discuția, că nu avem multe răgazuri, mult timp. Nu? Poate demonstra intelectualitatea și domnul Bairogu trebuie să ne răspundă că poate oferi altceva decât lume, decât totalitarisme, pentru că cumpliți de mulți oameni au fost angajați în spirit dintre intelectualii lumii. O demonstrează acest articol de care amintează dumneavoastră, care văd că nu sunteți de acord. Au fost în slujba totalitarismului, slujind într-un fel sau altul. Dar acum, depășind orice trecut, ei sunt cei capabili să ducă standardul antitotalitar sau nu? Unii da și unii nu, după cum vedeți. Dar ce demonstrează practica, domnule? Practica demonstrează că intelectualul, asemenea oricărui om, aparținând altui segment social, poate fi vinovat sau mai puțin vinovat sau partea vinovăției. Nu cred că intelectualul este singurul vinovat. Nici nu este bine să spunem asta. Dar incapacitatea organizatorică politică a intelectualului, atât de demonstrată după 90, în toată Europa de răsărit. Domnule Sărama, toată cartea dumneavoastră, tot agora asta atestă. Haideți să auzim gândul, domnului Părăzut. Eu cred că se generalizează într-un mod fraudulos, când se vorbește de intelectuali, dintr-o categorie determinantă și unitară. Ce e aia un intelectual? O speranță, domnule Părăzut. Nu. Mai degrabă o disperare. Un intelectual e un om care se ocupă de chestiuni intelectuale. Nu e neapărat un om inteligent. Poate să fie și mai ales poate să nu fie, cum foarte adesea se vede. Un intelectual e un om care are și niște pretenții și pe care își le arogă în raport cu această calitate a lui în societate. Inteligență, stil și noblețean. Unii intelectuali le au, alții nu le au. Prin urmare, nu mi se pare legitim să vorbim de intelectual ca de o categorie omogenă. Sigur, există un statut social care trebuie să fie recunoscut, dar nu este suficient să ne prevarăm de el ca să ne plasăm oarecum pe un teren de egalitate. Cea mai mare inegalitate este într-o societate de intelectuali. De așa zic. Denumiți. Pentru că problema se pune a inteligenței. Ori inteligențe sunt mult mai flagrant diferite între intelectuale decât restul societății. Da, dar de aici aș reveni iar la o teză lansată într-un acest volume al domnului Tudoran, Agora. De ce termenul, întreaga lume intelectuală a dat termenul de inteligență, un termen rusesc, da. Când de fapt el vine de la inteligență franceză, din inteligența germană, și noi am adaptat această categorie, inteligența, ținând seama de faptul că totalitarismul a fost adus, de fapt, din intelectualii ruși în 1917. Doamne, ideologul este sau nu este un intelectual? Ideologul. Mi-e teamă că sfârșește prin an nu mai fi. Fiindcă devine atât de inflexibil. Vedeți dumneavoastră, idealul platonician de stat al filozofilor, de stat condus de filozofi, s-a realizat în fond în Uniunea Sovietică. Dar iertați-mă, domnule Părăzut, dar Platon n-a fost un ideolog? Dar ce noroc că n-a lăsat putere. Asta, da. Ideologul dorește puterea spre semnul intelectual care nu dorește puterea. Și care luptă pentru idei, care vede idei, ca să revenim la... Domnul, eu aduceți aminte că Lordul Acton spunea că puterea corupe
iar puterea absolută corupe în mod absolut. Mi-e frică însă că drumul spre putere corupe la fel de mult și că în momentul în care un om a ajuns la putere, este deja corupt, puterea nu mai are ce să-i facă, este amețit cu totul. Da. Machiavelli spunea în 1713, nu? Nu binele, nu frumosul, nu adevărul, nu dreptatea. E scopul intelectualului, ci puterea. Nu-i machiavelească ideea, e realitatea istorică. Haideți să continuăm discuția aceasta despre intelectual. Mai spre paleologul, poate explicăm totuși, pentru că am vorbit despre rolul uriaș în apariția bolșevismului a intelectualului rus. De aici vine inteligența, până la urmă, intrată în conștiința Europei, nu? Cum să explicăm seducția asta exercitată asupra, am amintea domnul Tudoran, asupra marilor intelectuali francezi, asupra marilor intelectuali lumii, seducția totalitarismului. Ne-am mers până, e a generației dumneavoastră, de fapt. Da. Dar dumneavoastră a stat aici, pe malul Dâmboviții, ați umblat prin pușcăriile noastre și ei, în timpul ăsta, jubilau, domnule. Da, jubilau. Jubilau cu ideile, domnule. Pentru că... Și Stalin le băga câte... Acești intelectuali occidentali, francezi în principal, practicau cu o desăvârșită dezinvoltură, o totală ignoranță. Faptul că citești și pe Husserl și pe Heidegger nu te abilitează ca să te pronunți chestiunile care privesc omul și destinul lui individual și carnal. Suficiența îngrozitoare care o capătă omul, care crede că fiindcă a citit puțină filozofie, e doctor în toate cele, și eu știu foarte bine asta, că am cunoscut filozofii îndeaproape, există ceea ce... Ce frumoasă e diferența dumneavoastră între profesorul de filozofie și filozof. O țineți minte, o aveți într-un lecție? O țin minte acum perfect pe profesorul de filozofie, filozofilor. Iertați-mă că mai bătrân și am învățat mai multe de atunci. Da. Pentru că aveți un eseu superb despre Ionel Gherea, da. Cumnatul lui Zaripopol, da. Pianistul care a acompaniat o viață pe Enescu și a murit în casa asta de pe Rosete, l-a vizitat și în ultimii ani, și că era un spirit formidabil și spuneți, era filozof și nu era profesor de filozofie. E adevărat, nu era profesor de filozofie, fiindcă nu avea titlul de filozofie. Era un gânditor. Era un gânditor. Se întâmplă ca un gânditor să poată să numească filozof în sensul etimologic, iubitor de înțelepciune. A fost prieten, am avut onoarea să fiu mult mai tânăr decât el, prieten, mă trata ca pe un prieten. Era un om extraordinar, de o subtilitate de o naivitate, de o drăgălășenie, de un căzut din nori, nemaipomenit. Acum, dacă am putea vorbi despre el, dar nu este în subiectul nostru. Dar e super să niciodată să vorbim despre el, că era trecut prin cetatea asta, lumea l-a uitat. În ultimea nimeni nu mai știa că e cine Ionel Gherea. Pentru mine, comparatorul, cel mai interesant al lui Enescu. Și iertați-mă că fac iarăși o paranteză. Amândoi erau în 32 și erau undeva pe malul mării. Enescu termina ultimele pagini din Oedip, despre care vorbiți dumneavoastră. Și îl invit Ionel Gherea să vadă un răsărit de soare. În momentul când scria pagini din Oedip și la care Enescu îi spune, nu am nevoie. În capul meu e mai frumos un răsărit de soare decât în realitate. Teribilă ideea. De fapt, găsitul de soare e găsit de soare fie că e în natură, fie că e în cap. Și ca să fie în cap, trebuie să fi fost și în natură. Da. Continuați-vă ideea. Dar despre intelectualii aceștia, despre filozofi, pentru că remarcați, intelectualii aceștia, în general, aveau nu numai titlul în filozofie, dar și lucrărilor, unele din ei erau filozofii. Unul din ei, care mie mi-a fost odios, deși sărac, era mai inocent decât alții, se numea Merleau Ponty. Care, e adevărat, a avut o resipiscență la un moment dat. A început să-și dea seama la un moment pe ce care aberantă și odioasă mergea pe această sacrificare numele speculații teoriste, sacrificare realului și a umanului. Iar că despre Sartre, acum nu știu, nu vreau nici să exagerez în oroarea de Sartre, sartrofobie, că o am câștigat-o în timpul vieții mele. Întâmplător am fost unul dintre primii care am scris pe Sartre. În 38 eram zună, eram tânăr de tot. Când a apărut volumul de novele La Nozie. Le Mur. La Nozie a apărut mai târziu, nu? Ceva mai târziu. De acolo tot existențialismul. În această greață. Da, firește, sigur. Nu e mare lucru. Nu e cine știe ce. Dar există acest, nu știu care, mi se pare că
Mi se pare, dacă nu Sorin Vieu sau cineva dintre corespondenții din epistolarul scos de Liceanu, nu mai știu, că cred că Sorin Vieu vorbește de suprematismul pe care își arogă filozofii. Filozofii își arogă acest suprematism, această competență decizională în toate care sunt ignoranți. Adică disprețuiesc orice disciplină alta decât filozofia. Și eu remarcasem că filozofii clasici mari, până la Kant exclusiv, aveau alte studii decât filozofia. Proveneau din medicină, din astronomie, din drept, din economie, nu din filozofie. Filozofia se referă din altceva decât din filozofie. După aceea, de la Kant încoace, filozofii s-au născut din filozofie. Și este acest circuit oarecum blestemat. Critica criticii. Da. De aceea am ajuns să spun că, mai că filozofii mari sunt foarte puțini, în istoria omenirii sunt foarte puțini, mulți se cred filozofi, dar puțini sunt. Unii au un anumit dar filozofic, o anumită ingeniozitate. Este o anumită actă a filozofiei, care este fermecătoare și profundă. Nu e filozofie. Mă ceartă foarte tare și Virgilie Runca și Monica în cărțile lor, că am negat calitatea de filozof unor foarte mari spirite, ca Chesterton, de pildă, și Kierkegaard. Dar eu îi vedeam ca mult mai mult decât filozofi, dacă am mari scriitori. Se pare mult mai mult dacă decât filozof. Și mă acuză de această injustiție, dar că o să pe Ralea filozof și nu pe Chesterton. Sigur că este o disproporție flagrantă. Nici Ralea nu era filozof propriu-zis, era profesor, zis, de filozofie, dar într-un fel era filozof în sensul filozofilor, în sensul care se atribuia termenul de filozof secolul XVIII. Filozof, adică libertin. Libertinajul era o filozofie, adică un comportament practic dedus dintr-o anumită glosiologie. Deci, în mod foarte propriu, Ralea era filozof în sensul acesta. Filozofia libertinului din secolul XVIII. Iar marii gânditori, Chesterton și Kierkegaard, nu sunt filozofi, sunt mult mai mult decât atâta. Este mari scriitori. M-am înțeles. Foarte interesantă dragostea dumneavoastră actuală pentru Ralea, atât de negat în cetatea actuală. Am știut vreo două eseuri ale dumneavoastră despre Ralea. Păcat. Dar Ralea... din cauza acestui, să zic, iarăși... Să vă spun un lucru. Dragă Ralea, și... poate că nu e lipsit de oarecare interes anecdota care vreau să o placez, anecdota reală. Ralea a fost foarte legat de familia mea, de mama și surorile. El la Iași când era tânăr atunci, dar ajuns l-am cunoscut. Era un om absolut fermecător ca persoană și fermecător fiindcă omitea tot timpul că el este scriitor, că este profesor universitar, că este autor de cărți și se comporta ca un om care se bucura de existență, de societate, de bunele mese care se bucurau atunci, era un mare gurman și gurme. Și era un fermecător. Și-a dat o dramă de familie care, până în 40-41, a dus la ruptura între familia mea și Ralea. Și eu, ulterior, în anul 43 sau 44, am scris un eseu într-o revistă despre Proust. Și l-am citat pe Ralea. Și una din mătușile mele, care foarte legată și fusese foarte implicată în toată drama asta, îmi spune, era pe franțuzește discuția, crezi că j'entends? Tu as cité Michou Ralea dans un article. Da, oui. Voilà du joli. Au lieu de dire que tu es canaille, tu le cites dans un article. Și canaille era pentru 38-ului lui Carol Albert? Nu era pentru chestii stricte de familie. Ulterior a fost considerat canalie în sensul colaborării cu regimul comunist. Dar el nu e o totală inconsecvență chestia asta și, mă rog, aici problema asta încă nu e momentul să o judecăm cu toată liniștea și cu toată competența, adică cu dosarul exhaustiv studiat la fiecare caz în parte. Vine din teza de doctorat, la Paris, da. Cu socialismul, nu? Da, teza aia nu era o participare, o explicare nu era o participare. El era un antirevoluționar, era un antisocialist, era un gânditor hedonist legat de opulență și de agrementele vieții pe care o procură ca burghezia. Și era eminamente burghez. Și aici prietenia cu Gheorghiu Deș? Asta a fost o chestie de oportunism ulterior. Cine a fost cu Gheorghiu Deș? Demosene Botez, Mișo Ralea, Victor Eftimiu, fiindcă Gheorghiu Deș, în cinismul lui teribil, îi se complăcea cu conversația oamenilor ceva mai răsărit decât cobinitonii lui. Dar asta nu îl scuză și nu îl absolve de absolut nimic. Nu. Ralea a ajuns în postura penibilă că în 1956, cred, da, 50 de ani de la înființarea vieții românești,
și când s-au scris articole, în special despre Brăileanu sau despre Sterie. Ralea care era exact ce a fost Eugen Ionescu pentru el la viața românească în 38-39. Scrisori din Franța scria el, că era Brăileanu redactor șef, scrisori din Franța scria Eugen Ionescu, că era Ralea redactor șef. Bine, în loc să scrie despre Brăileanu, a scris despre Grigorie Preoteasa, în viața românească, numărul Jumbiac de 50 de ani. Asta este ceva îngrozitor. Mi se pare că asta e o piesă gravă la dosarul acuzator împotriva lui. Ca și cartea despre Franța, o știți așa? Ca și cartea despre Franța, care este o mistificare lamentabilă. Cum ca și cartea despre Extrem Occident, scrisă în 48. Da, nici vorbă, nici vorbă. Această adulterare și această turpitudinizare a operii și a manifestărilor publice ajunge omul să o facă dintr-un fel de iluzie, dintr-o anumită cameră obscură din care trăiește. Acești oameni au putut să trăiască în continuare pe tipul Gheorghiu Deș, așa cum ar fi trăit înainte în lumea burgheză, cu ziare franțuzești și englezești, cu discuri, cu sticle de whisky și de vin franțuzesc, cu tot ce vrei, cu icrelere, cu de toate. Și ei nu mai remarcau că prețul pe care îl plăteau erau aceste articole ignobile care apăreau, pe care ei nu știau cum sunt percepute, nu mai simțeau nimic, erau anesteziați din cauza agrementelor. Sunt bune agrementele, dar sunt și ucigașe. Eu cred că în asemenea cazuri se întâmplă un lucru foarte simplu, chiar dacă este tragic. Fiindcă domnul Sava ne întreba cum se explică că intelectualii au căzut pradă. Cine ar putea să cadă pradă unor utopii, cum a fost și comunismul, mai repede decât un intelectual? Cine este, din păcate, mai predispus la utopie? Un alt lucru ar fi faptul, deci vreau să spun... Un intelectual are un izvor științific, un izvor documentaristic, din păcate se dovedește că împotriva datelor pe care le are, este foarte predispus. Intelectual a fost, stimate domnule Tudoran și Istrate și Isahia. Da, da. Intelectual da. A fost și Romain Rolland și eu nu pot ierta lui Romain Rolland. Bun, tocmai de asta spun. Pe urmă, ideea era următoarea, că foarte mulți intelectuali, și nu numai intelectuali, oameni care, ca Ralea și ca alții, nu au realizat lucrul simplu că amoralitatea nu este decât o anticameră a imoralității. Că nu poți trăi în acea anticameră plăcută a clar-obscurului, din când în când cu icre negre, din când în când cu o revistă la care altcineva de lângă tine n-are acces, decât sfârșești din această anticameră a imoralității chiar în imoralitate. Se întâmplă, dar noi care avem prestanța suferinței trebuie să fim iertători. Vă mulțumesc, stimat domn Alexandru Paleologu, Dorin Tudoran, pentru această, spune, minunată seară, chiar dacă am fost eu mai violent, ca de obicei, eu am nevoie de spectacole, repet, să mă ierte și acei telespectatori care nu mă înțeleg din acest punct de vedere, eu cred că am căpătat într-un fel bunăvoința dumneavoastră și v-am supus unele radiografii foarte importante pentru ca publicul larg, ca tinerii să înțeleagă ce înalte frunți sunt lângă noi și mă bucur. Thank you.
Mulțumesc, Laszlo Piureca.